Bună ziua, oameni frumoși și bine v-am regăsit! Astăzi am revenit cu etalarea dragostei pentru săptămâna 23-29 august 2021, etalare pentru zodia Pești, ascendent lună în zodia Pești. Dacă vă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să-mi lăsați un like, un coment, să vă abonați sau să deveniți membri acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Haideți să vedem în primul rând care este energia principală, energia săptămânii, și aici avem steaua, care vorbește despre o vindecare, despre o eliberare. Vă faceți planuri de viitor, poate fi vorba de o mutare importantă în viața dumneavoastră sentimentală, poate fi vorba despre o îmbunătățire într-o poveste de dragoste, despre o schimbare benefică. Aici poate fi vorba și de faptul că după un divorț vă luați viața de la zero, aveți mai multă intimitate sau vă axați mult mai mult pe dumneavoastră, deci n-aș exclude nici varianta aceasta. Pe de altă parte, vorbim de faptul că poate apărea un copil, o sarcină, să aflați de o sarcină sau de noi începuturi. Unii dintre dumneavoastră veți aborda într-un mod diferit o relație sentimentală sau o persoană cu care veți de-a face. În același timp, cealaltă persoană poate proceda așa cu dumneavoastră, să schimbe comportamentul, să facă un progres, să aveți parte de o evoluție sau să începeți să vorbiți mai mult despre viitor, să se mute mai aproape de dumneavoastră în cazul în care este departe sau, de ce nu, să vă mutați în același loc. Veți calcula foarte bine în săptămâna aceasta ce vreți să faceți, pentru că unii dintre dumneavoastră vreți un nou început. Sau vă doriți o familie, exact cum v-am spus, sau vă doriți mai multă intimitate, mai multe discuții, mai multe clarificări, o rezolvare, sau poate renovați ceva împreună, o cameră, camera copilului, de ce nu? Sau faceți o cameră pentru copil. Întâlniri pot apărea în săptămâna aceasta, dar și o împăcare. În cazul în care sunteți despărțiți, poate apărea o împăcare. Vom vedea aici mai multe informații. Puteți avea de-a face și cu semnul zodiacal vărsător. Hai să vedem ce provocări vă așteaptă. Aici avem asul de bâte. Probabil aveți tendința de a grăbi anumite lucruri și aici apare provocare, pentru că persoana iubită nu este pe aceeași undă cu dumneavoastră sau vede lucrurile diferit. Asta nu înseamnă că vă trădează sau vă rănește, pur și simplu gândește sau, da, gândește mai în profunzime, rapiditate, deci nu este bine să vă grăbiți, sau provocarea apare prin sarcina aceasta, de care veți afla în săptămâna 23-29 august. Dar aveți mare noroc în dragoste. Pot apărea și anumite discuții care vă pun pe gânduri vis-a-vis de persoana iubită. Discuții legate de intimitate sau provocări apar pe planul acesta, apare mai multă ispită sau dorință de a vă petrece timp în intimitate. Și poate persoana iubită nu are timp sau nu își dorește, încerca să o provocați oarecum, dar v-am zis, apare și sarcina sau planuri de viitor. Dar parcă aveți așa și o teamă în suflet, nu sunteți siguri 100% că v-ați dori lucrul acesta. Poate fi și o prietenie nouă, persoane noi pe care le veți cunoaște și vă oferă fel și fel de senzații, nu știți cum să procedați, adică nu știți ce intenție are persoana aceasta cu adevărat, vrea o relație, vrea o prietenie. Ce surprize vă așteaptă? Aici avem Regina de Cupe, care aduce foarte multă iubire, pasiune, atracție, sensibilitate. Da, tot aveți copii. Poate a avut loc o naștere sau va avea loc o naștere în săptămâna aceasta. Și în momentul în care apare copilul, automat și viața dumneavoastră se schimbă radical. Poate fi un eveniment fericit, un botez la care veți participa și dumneavoastră, o cununie la care veți merge și dumneavoastră. Sau dumneavoastră sunteți cei care, poate sunteți nași, da? Poate cununați și botezați în aceeași zi, sau poate dumneavoastră sunteți cei care vă căsătoriți și vă botezați și copilul.
Nu toată lumea se regăsește în situația aceasta, de aceea am mai putea vorbi despre o invitație undeva de la o persoană care vă iubește și vedeți unde poate duce o poveste anume. Pot apărea noi începuturi în dragoste, dar să cunoașteți persoane noi sau să rezolvați probleme mai vechi, aici vorbim de căsnicii, acolo unde au apărut probleme, ușor, ușor le puteți rezolva pentru că sunteți deschiși în săptămâna aceasta sau lăsați mult mai mult de la dumneavoastră față de cum lăsați de obicei și lucrul acesta o să vă ajute, da, o să vă creeze un avantaj. O legătură foarte frumoasă văd, dar mai sunt și mici scăpări aici sau e o dorință care vreți oarecum să o îndepliniți, să o faceți o relație pe care încercați să o faceți să funcționeze, să acordați mai multă atenție, sau persoana iubită va încerca să vă acorde mai multă atenție în dragoste. Din punct de vedere al împăcărilor, că am zis că o să ajungem aici și o să vedem, avem 10 de monede. Cu siguranță vorbim despre o împăcare, mai ales că sunt relații de lungă durată care au întâmpinat anumite obstacole, dar vă leagă mult. Poate aveți multe lucruri de împărțit, o casă, bunuri, bani, afacere, moștenire de familie, poate fi. Da, poate fi o relație deși din interes, să știți. Parcă cineva scapă de sărăcie, dar nu e neapărat să vorbim de partea materială. Poate fi vorba de partea sentimentală, da? Când oferiți în abundență, atenție, iubire, înțelegere unei persoane care nu a avut parte de aceste lucruri. Dacă întâmpinați probleme, dacă vă gândiți la o relație care este pe pauză acum, să știți că multe probleme sau ce a dus la această despărțire a fost copilăria persoanei pe care o iubiți. Pentru că aici această persoană a trecut prin foarte multe lucruri și a tras, adică a trecut prin multe lecții, a învățat multe lecții și probabil nu știe să se comporte uneori, nu știe să ofere dragoste, atenție, iubire. În alte situații să știți că poate fi vorba și de o povară. Aici au existat multe momente de monotonie, de obișnuință, deci ați trecut de nivelul de dragoste, de sentimentul în sine, ați ajuns la un atașament. Deci cu siguranță vorbim despre o împăcare, dar cred că este vorba și de o diferență de statut social. O persoană din povestea aceasta are o siguranță financiară foarte bună sau bani moșteniți sau provine dintr-o familie mai înstărită. Și cealaltă persoană nu a avut o copilărie mai sărăcăcioasă sau o viață mai grea, cu multe încercări. Nu va fi o săptămână ușoară, să știți, dar văd că anumite lucruri se vor așeza, pentru că aflați anumite detalii destul de importante. Unele dintre ele chiar o să vă îngrijoreze, altele dintre ele vă eliberează, pentru că vă dați seama ce se întâmplă în situația aceasta. Văd că aveți de face și cu semne de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Pentru persoanele care se află într-un trio amoros, avem 10 de spade care aduce trădare. Nu cumva să se afle de această poveste, pentru că văd că se cam deslușește misterul și se află de infidelitate și apare cearta, amenințarea cu divorțul, dovezi care apar, multă îngrijorare, da, mesaje, prin mesaje se află, să nu vă descopere, văd o pauză. Deci este o săptămână destul de tensionată pentru cei aflați într-o relație de trio, pentru că apare trădarea, în orice formă ar fi ea. Văd și ceartă, v-am zis, multă tăcere, multă izolare, fiecare vrea să-și vadă de drum, încercați să aflați ce se întâmplă, ce ar trebui să faceți, sunteți îngrijorați că nu primiți niciun semn, deci scrieți, căutați persoana și nu vă dă niciun semn de viață. Poate spre sfârșit de săptămână să aflați ceva, că văd că apare un noroc, doar că nu știu dacă o să vă încânte extraordinar de tare, posibil să aveți de face și cu semne de aer, gemeni, balanță, vărsător. Iar pentru persoanele singure avem justiția.
Poate veți avea de face cu o persoană în zodia balanță, bebec, leu, săgetător. Foarte greu reușiți să vă agățați de cineva. Poate că ați avut multe eșecuri în trecut și acum sunteți mult mai selectivi. Și de aici apare greutatea în a vă găsi pe cineva. Poate ați trecut printr-un divorț și tot așa, încă nu sunteți pregătiți probabil să vă găsiți pe altcineva. Cu toate acestea apare comunicare, poate apărea o persoană, poate comunicați cu cineva de la locul de muncă sau vine cineva de la un drum și puteți comunica, dar sunt prea multe frământări interioare, încă nu ați reușit să faceți un echilibru în viața dumneavoastră, să scăpați de anumite poveri, de anumite greutăți, de anumite gânduri, de anumite sentimente și vă stresează ca un gol în suflet. Sau pur și simplu ați avut parte de relații eșuate și încă nu vă simțiți pregătiți să vă îndrăgostiți de cineva până nu știți sigur, până nu sunteți siguri 100% că ar putea fi o relație de viitor. Cam atât am avut să vă spun, vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. La revedere!